drum de lângă niște porci. Avem uitați-vă. Porci. Ăla e un porc cu lanț de aur. Ia uitați-vă, porcul cu lanț de aur. Porcul cu valoare. Ăsta ori doarme, ori e mort. Nu știu încă ce-i cu el. Hai, vedem diferiți iară. Eu vă pe toți trei că fug. Serios? Sunt doar doi. La tine a leșinat unul, Max? Da, la mine e unul leșinat pe jos. La Mihai unul e în viață. Sunt porcii fantomă, oameni buni. Oricum, înainte să spunem, vreau să vă mulțumim foarte mult pentru ce ați făcut la episodul anterior. S-au strâns enorm de multe like-uri. Eu personal nu mă așteptam să le placă atât de mult episodul. Și mă bucur că s-au strâns atât de multe like-uri. Și pentru că pentru acest motiv eu zic că ar merita să mai facem și alte episoade. Și poate să facem chiar o serie cu jocul ăsta. Dar stai așa o secundă. Astăzi avem în continuare hashtag Pisica Boschet. Vreau să văd în comentarii, oameni buni, hashtag Pisica Boschet. Și de data asta Mihai nu mai este Mihai Cheliuță. Este Mihai Semi Boschet. Mihai Semi Boschet, oameni buni. Hashtag Mihai Semi Boschet. Iar la mine, stați așa că mă customizam pe I și mă duc pe G, parcă, nu? Stai așa să văd. Deci pe G, Head Lumberjack, mi se cheamă barba mea. A, lol, poți să-ți faci tu cum vrei. Lol, ce mustață. Ce, sorry. Square the way. Poți să-ți faci o grămadă de chestii în jocul ăsta la customizare. Dar vreau clothes, tops. Ia să vedem. Light hunting jacket. Hoodie. Bă, sunt mișto rău de tot chestiile astea. Combat jacket, polo shirt. Short sleeve. Bă, având în vedere că e destul de cald afară, nu o să mă îmbrac foarte gros. Mamă, ce armuri poți să-ți iei. Unde schimbam chestia aia după cap? La accesorii? Bă, da, cred că la accesorii. Poți să le customizezi până și culoarea individuală. Da. Mamă, câte chestii ai în jocul ăsta, ai nebunit la cap. Eyewear, facewear, da, am și un ghillisuit. Maker. A, am și o boschet, oameni buni. Ia uite, de unde le echipezi? Cam uitat. Te duci la ghillisuits, la clothes. Ai una mai jos de tot, ghillisuits. Ghillisuits. Frate, dar eu pot să-mi pun, zici că e păr. Da, bă, da, nu da. Mi se mai vede fața. Da, 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 am zis că și. Ăla nu-l folosesc. Gata, uite, mi-a dat jos. Știți că ții ăia care au foarte mult păr în față, dar nu bișoni, sunt unii foarte mari. Uite-te la mine cum arăt. Arată ca unul de ăla. Zici că ești din canal și ai păr urât. Miroase urât. Ok, oameni buni, gata. Bă, dar ce vezi, mă, cu ăsta? Avem vreun... Nu, no, trebuie să-mi dau jos chestia asta, că arată ridicol. Nu, e da, ridicol. Aveți vreo chestie... Aveți vreo de asta, vreun elicopter prin zonă pe care putem să-l luăm? Da. Ce surriz. Da. Costumes. Unde am pus eu, la B. Stai așa. La random outfit. Nu-i departe, trebuie să merge pe jos. Stai, unde eram, mă? Că nu mai știu acum. Deci sunt dat... LOL, am dat pe random outfit și mi-a dat... Ah, ba nu, asta e un costum. Sunt costume preseturi. Haideți, băieți, în mașină ca să vă duc la elicopter. Stai, că vreau să-mi dau jos ăla. Nu pot să-mi dau și eu jos ăla, că nu mai știu. Ce? Body details, clothes. Ah, aici era. De costum, sau ce ai echipat tu? Oh, îmi pun doar un pic. Compact. Ok, am și eu niște verdeață pe mine acum. Vino aici, hai să te duc la elicopter. Uiii! Mergem la elicopter. Gata. Perfect. Nu, e ok muzica din jocul. Cred că trebuie să ne batem cu cineva. Cred că trebuie să ne batem cu cineva acolo. Trebuie, dar ne trebuie și ne... A, da? E acolo unde am pus eu B-ul. Oprește. Bă, nu, știi ce facem? Intră direct prin ei. Intră în ei și furăm. Ok. Așa, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade cu acest joc. Repede, până în capăt. Vă dați jos. Fugiți. Fugiți. Dă-mi elicopter. Intrați. Încerc să... Ah, am omorât un civil, era. N-are nimic. De pe care deculez? Space? No, shift. Oh! Hai că ai decolat. Nici nu se fură din el. Misiune îndeplinită, oameni buni. Acum mergem la A. Așa se fură un elicopter. La A? Perfect. Da, nu la A, ci la vreo 2 km din față. La da. DJ Pericos Home. Adică mergem la ceva acasă, înțelegi? O să-i spargem casa. Săracu. Dăm spargere. Casa, trebuie să fim foarte, foarte liniștiți. Mă gândesc că are vreo importanță felul în care... Adică nu felul, dar gen... Dacă te duci pe timp de noapte sau pe timp de zi, pe timp de noapte s-ar putea să fie mai puțin sau să
sau din contra, să mărească patrulele. Da, nu sunt sigur nici eu de cum funcționează momentan AI-ul la faza asta. Iată mă, ne vede de acolo de jos. Ce ai văzut mai un elicopter zburând? Eu nu am văzut că ne vede ea. Mi-a arătat chestia aia cum se... Te-a apărut de notificare? Că te vede? Aproape ne vedea gen, știi? Ok, acum trebuie să vedem unde aterizăm. Uitați-vă la mine. Stai că vreau să mă arunc cu parașutul. Stai, te las mai sus atunci dacă vrei să arunci cu parașutul. Stai, te-ți faci animație. Dar unde vrei tu să ajungi cu parașutul? Lol. Unde vrei tu să ajungi cu parașuta de acolo? Gata. Ia uite. Lol. Lol. Noi n-avem parașute, frate. Da, trebuie să mai jucăm, să avansăm și... Ia, a jucat mult, are parașută, are de toate, noi n-avem. Ia uite mă, să dă cu parașută. Frate, de nu joc eu să-mi iau parașuta aia. V-am zis că mie îmi place joc. Bun, acum ce vreau să vă zic. Sunt niște chestii. Vedeți că sunt inamici și roșii și mai e și poliția acolo. Poți să-i mă și pe aia destul de safe să nu-ți trag alarma tot. Ai pus niște alarma. Stai o secundă, doar că mă încurcă puțin boschetul ăsta. Și avem o dronă. Deci unul e acolo. Unul e acolo. Stai o secundă să-mi customizez... Cred că pe ăsta aș putea să pun un scope, o lunetă, panoramic sight și pe ăla mic. Ok. Bă, de-aia n-am făcut misiunea asta sau ce Dumnezeu? Adică parcă nu mi-aduc aminte. Nu știu. Bada, terminată. Avem oameni răi aici? Da. Să schimb sniperul. Ok, hai că dau o drona. Am marcat o căruță deja. Wow! E destul de plin. Da, e plin de oameni. Faza e că s-au panicat civilii, dar e ok, pentru că oricum nu vrem să fie civili acolo. Oh, avem un panicat jos acolo care e cu armură. Panicat cu armură? Da, 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 uite, e gen... Vezi unul, am pus unul pe el, ăla e panicat deja. Deci aveți grijă la el și aveți grijă la sniper, e un sniper sus acolo în tur. L-am pus cu doi, ca să-l vedeți ușor. Ăla pot să-l iau eu. Sniperul ăla trebuie să moară neapărat, pentru că... Să-l iau. Da, vezi ăla cu armură? Oh, fuck. Bă. Urmă. Omoră-l mă, ce faci? Cade glunțul, ce crezi? Și nu-l nimeresc. Gata, headshot. L-am omorât eu abia. Eu l-am omorât pe ăla, Mihai, tu... Nu ai nimeni cu sniperul. De 3 ori a tras în bucățică de metal. Așa... Haideți să... Că primesc ăștia reinforcements. Aveți grijă mare cum vă duceți. Să nu vă vadă. Ia pe care mă pun pe portă, că nu mai știu pe C. Cu C și control sunt. Ok, să nu vă vadă din de unde sunteți. Acum ei sunt alertați, ei nu știu unde suntem noi. Și nu coborâți. Mamă, sunt prea mulți ca să coborăm. Au venit jos aici mai mulți. Sunt prea mulți. Am aruncat o grenadă. Poate le bubuie mașina și mor toți. Faza că aici avem noi treabă, uite. Unde... Da. Doar să nu vă vadă, aveți grijă. Să nu ne vadă, deja ne-au văzut, știu unde sunt. Am văzut că ne apare Hunter pe hartă. Ne apare Hunted? Pe mine, da, nu m-au văzut. Nu te-a văzut pe tine? Am mișto. Păi nu, lasă, du-te. Sunt hunted gen, dar nu știe locația mea exactă. Gata, acum știe. M-a văzut. Au, vine elicopter inamic. Da, îl ciorui. Dați-l jos, dați-l jos. Am bubuit. Așa, hai că încercăm să te ajutăm de sus noi. Da. Dai cu miniganul mine. Sunt mort. Cine? Nici bine n-am coborât. Păi a început să dea cu miniganul ăla. Unde din e miniganul? Uite, e lângă voi acolo. Mort. Îl vedeți? Turnul? Am văzut, da, l-am omorât deja. Trebuie să veniți să mă ajutați să mă ridicați. Imediat. Parcă trebuie să am grijă că dacă cad, mor și eu. Și vedeți că am impresia că e unul laterală care trage, deci Mihai acoperă-o. Bă, dar nici bine n-am dat să cobor de pe munte. Și gata, a venit ăla să tragă cu miniganul mine, mulțumesc. Da, mor foarte repede la minigan, ai grijă. Și eu mi-a creat niște probleme serioase. Bă. Sus. Stați calm, băieți. Am luat și pe ăsta. E totul în regulă. L-am luat. Vedeți că să nu se pună la miniganul ăla, că vin și se pun alții. Da? Fac curând, bă. Deci Perico nu e acasă, cică. Și trebuie să luăm de aici asta. Da, trebuie fotograf. Să pozezi, parcă. Păi poze. Deci avem niște detalii noi. Gata, am făcut-o. Bă, dar ce făceau ăștia aici? Aveți zis că sunt poze și microfoane? Păi aruncat? Da. Poze și microfoane aveau ăștia aici la ei acasă. E niște de buni. Ia rezolvat pe băieți. Ar trebui să găsim un elicopter să fugim, cred. Nu-l mai avem pe ăla, uite aici, elicopter. Au elicopter ei? Bă, cine trage mine? Aveți mare grijă, mare grijă. Oh, a început să tragă. Uite la aici. Trage cineva mine, aha. Avem elicopter aici, o să plecăm, Mihai. Unde ești? Trage în mine. Pe drum. Urcă-te din elicopter, repede.
Repede, repede, repede. Am rămas un pic în urmă, că mă ciurea unul și s-a în cover. O să te ciurești în continuare. Trag ăștia noi de... Trage poliția. Cred. Unde ești? Nu, uite la ăsta de jos. Ai decolat? Dacă... Da, da. Nu pot să trag eu acum. Pe grenada, vino repede, Mihai. Vino repede aici. Așa. Aruncă cu grenade noi, de-aia zic. Să ne grăbim. E, repede, așa, repede. Da, da, hai. E, până faci animația. Oh, hai că... bă, a fost intensă misiunea, nu zic, nu? Au fost mai mulți decât data trecută. Oh, oh shit. Iar hai sus. Uite acolo în față biserică. Bine, bine. Unde mergem? Da, nu vrei să mergi acolo, crede-mă. Da? Au lansat, au automate de rachete. Cum ai trecut pe deasupra, ești mort. Urât. Îți dă loc, îți dă loc la helicopter. De ce nu poți să mă uit cu binoclu din helicopter? Am trecut pe acolo pe stream, când am făcut stream și... Da, există o șansă, dar nu-i ca în GTA de trebuie să te ferești. Poți să stai și pe loc, că trage plângă. N-am putut să mă ferez deloc. Acolo mergem jos? Mă gândesc, nu vreți? Hai. Dar care m-a văzut? Ce v-am zis? Ce v-am zis? Ne luăm? A ratat. Nu știu, băieți, eu am parașut. A ratat racheta, mă! V-am zis eu, nu-i ca în GTA. Oh, 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 nu! Racheta! Da, a ratat iară. V-am zis eu, băieți. Auzi, hai să aterizăm. Dar ție ți apare un sunet, îți face un sunet, că ți-i loc? Da. Că da, eu nu-l aud, e ciudat. Bim, da. O să trebuiască să aterizăm undeva. Oh my god, numai... What the f... Oh, nu, poliția. Poliția cu elicopter mare trece... Mai vezi? Da, în spatele nostru. Trebuie să luăm o mașină de aici, cred. Nu te... Băi, noi... ajuns, sunt aici. Știu, dar gen, noi cum ajungem cu elicopterul aproape ne luăm loc automat de la aia. Da. Trezăm aici. Se scot binoclu. Fură mașina aia. Nu aici, nu pe aici. Ieși afară, ieși. Mașini filtra fără să fiu simțită, nici măcar mirosită, că m-am spălat, ok? Ce mașină. Frate, merge. Merge. Ia uite ce duce. Oh, ușor. Am vrut să zic, vezi că aia se sparg. Nu prea, facem flipuri. Stăm bine, ce să mă... Mașina, oprește-te. Mamă, dar ce wheel drive are. Frate, merge cu spatele. Merge cu spatele. Urcă cu spatele, atât de înclinat. Da. Vine să crezi. Mai zi ceva de mașina asta. Ia uite-o. Maa. Mai trebuie să mai zic ceva. Da. Băi, sunt amici în față, oameni. Unii sunt civili, alții în amici. Aolă. De ce aveți grijă? Nu știu pe unde o să urcăm. Nu știu, sunt decât câțiva sau... Dă-le spot, unde îi vezi. Nu uitam decât unul spotted. Și tot unul văd. Deși mi-a arătat o zonă mare roșie. Ok, o să parcăm, intrăm și noi, suntem pe jos noi. Da, și jos. Dar oricum, dacă mai vreți episoade cu jocul ăsta cu noi trei împreună, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Hai să strângem foarte multe like-uri și dacă se întâmplă chestia asta, vom mai face și alte episoade. Am o oră pe live. Da, nici n-a apucat să respire. Îmi place că se pune cover automat. Vreau eu pe ăla. De se vede de lângă arme. E unul cu scut acolo. Nu știu la care te referi. E unul în față acolo, vezi? Ăla cu un scut. Ăla e al meu, ăla e al meu. Păi omoară-l. Păi eu vreau să mă duc pe la spate. Ah, ok. Ok. Are ea un plan. O să luăm ori silențios de la spate. Da. I-a dat una în... burtă da. Și nu... I-a dat una în niște locuri... Niște mușchenitori. Sărac. Bun, o să deschid butoiul ăsta să vedem ce e. Eu am omorât odată, eram în baza aia de poliție. Și aveam misiune și trebuia să nu fiu detectată de noi, am omorât pe toți mai cu arma. Am skills available. Da, dar cred că atâți erau, nu? Mai sunt și alții? Luați documentele. Nu e documente, persoană. A, persoană, eu să iau supplies de aici. Nu știu, dar ce faci cu supplies-urile? Că nu înțeleg. L-am prins. Nu, sunt documente. Aha. Uite aici, uite-le, le fac poza acum. Nu știu, eu am să interoghez aici pe unul. Bravo. Tocmai am luat documentele. Locate key points. Sragu, e făcut pe el, miroase urât. Perico ăsta noi nu știm cum arată, nu? Adică Perico, nu arată soțăul. Som. Stai puțin, sunt curios de chestie. La skills, pe ce ziceți voi să-mi pun mai mult skills? Că văd că am pe fiecare parte... Eu mi-am pus pe tot ce era, de obicei îți arată jocul ce e valabil și ce nu. No pain. Increase the duration of damage resistance after being revived. Nu, prea mă interesează așa mult. Drone? La dronă, bateria aș vrea să memorez, da? La parașut,
Și night vision la dronă ar fi folositor, dar nu mai am puncte. Eu am și sunt două feluri, mi-am știi? Pus și eu no-pain. Eu unul cu verde și unul cu mov și cu verde. Da, da. Eu nu am la weapon, de exemplu. Ce trebuie să fac ca să-mi dea skill-uri la weapon? Să rugi la Dumnezeu. Să te duci când sunt pe hartă de asta. Cred că de... trebuie să colectezi crate-uri de-aia specifice de weapons. Mm-hmm. Uite un elicopter nou. Am înțeles acum. Trebuie să-mi customizez arma puțin, să-mi fac altfel. Un alba... Navy blue arată bine. Băi, skin-uri ca în CSGO, numai că nu trebuie să-i puteți și eu-s curioasă, eu-s curioasă. Dacă eu mă dau jos din elicopter cu parașuta, vă văd obligat parașută? Nu. No. Sau, okay. Max, pilotez eu, tu urcă-te în dreapta mea și atunci preiei tu controlul. Cred că mă pune pur și simplu să preiau controlul și cam atât, nu cred că... Ai da, că eu n-am parașut. Spate, nu dar de unde ți-ai luat parașuta, de unde? Mi-am pus puncte. În ce? La item, parcă e cuvântul ăla. La item? Parașut, da, 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 la... Parașut. Da, n-am. Da, o să-mi pun în parașută data viitoare. Data viitoare să-mi iau. Mamă, câte chestii trebuie să bagi. Păi mi-am băgat puncte de-astea și am ghiozdan și... Thermal vision am văzut, o să fie interesant. Ideea este următoarea. În principiu, jocul ăsta are foarte mult conținut. Adică, da. Știu că m-a întrebat cineva, bă, merită să iau jocul ăsta, adică ai ce să faci în el? Frate, ai prea multe chestii de făcut. Adică, nu știu cum să zic, e imens. E un joc imens jocul. Și fiecare bulinuță de asta are câte 5-6 misiuni. Deschideți harta, da? Deci vă uitați pe hartă, noi suntem în locația asta și am mers foarte puțin acum în episodul ăsta. Dai zoom out și uitați-vă cât, deci fiecare din membrii ăștia, practic e câte o zonă. Uitați-vă cât de mare e. Da, fiecare membru are câte 5-6 misiuni de făcut pentru el. What the fuck? Și nivelul de dificultate sunt căpățenile de mort sau aia reprezintă... Da, da, da. Câți oameni trebuie să mor până ajungi la boss? Nu, se nu e dificultatea, cât și zice, difficulty. Ok. Da, da, uite, difficulty este greu. Noi acum, în zona asta unde suntem noi, acum avem 3 capete de dificultate, deci dacă am vrea să fie mai ușor, putem să ne ducem la El Polito, în zona cealaltă, vedeți? El Polito, da, putem. Acolo? Și ai o zonă mai ușoară de făcut. Noi avem aici un elicopter. Aș vrea un avion. Da, veniți și mă la 10. Noi avem aici elicopter, băieți. Bine, elicopter ca elicopter, dar am văzut avioane zburând pe sus. De unde ne luăm așa? Eu nu știu să... E un aeroport, dar nu mai știu unde era. Ar trebui să-l căutăm și să vedem cum e că... Îți apar pe hartă, sunt micuțe. Da, mie de obicei, dacă am trecut pe acolo, trebuie să-mi le arate. Dar nu mai știu. Dacă luați, că am motor. Da, și... Mihai, preiei tu controlul la elicopter? O fac, o fac, o fac, o fac! Bă, ce m-ai speriat, hai, treci! Am apăsat din greșeală. Am zis că... Da. Hai. Bă, drum. Și acum tu vrei să faci testul gen să te arunci tu din așa și să vezi ce se întâmplă cu noi? Da. Probabil să murim. Da. Bă, de cine sunt detectată, mă? Nu știu, pe eu nu sunt detectată. A, de poliție? Încearcă, încearcă pe aici. Aruncă-te, gen. Dar nu cred că poți să te arunci de la pilot. Poți să arunci de la pilot direct? Da, m-am aruncat de tău, dar vorbește unul la mine aici și nu mă lasă să fac pe cum. Bă, tu cum mă mișcă aici? Cum te mișcai tu de pe partea pe alta? Păi apasă pe scroll. Pe scroll apeși pe el, click cu dai scroll. De roată. Îmi schimbă armele. Pe bune? Trebuie abilitate și pentru asta? Probabil. Păi nu, să apeși, nu miști scroll-ul. Da, să apeși, ok. Așa, uite. Da, dar nu mă lasă că din cauza că e Mihai aici. Păi eu ce-am zis? Asta e. Păi eu ce-am zis? Cum dansează, Max, acolo. Bun, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!